Cumpărau mărfuri din Ucraina și le aduceau prin contrabandă în țara noastră. Trei bărbați din Chișinău cu vârstele cuprinse între 40 și 45 de ani sunt cercetați penal suspectați de contrabandă de milioane de lei. Afacerea ilegală a fost deconspirată de către Vame și împreună cu procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale după ce i-au filat timp de 4 luni. Potrivit lor, după ce ajungeau în Moldova, mărfurile erau repartizate comercianților din Chișinău. Organele de forță au descins într-un depozit deținut de unul dintre suspecți, despre care se spune că ar fi conducătorul afacerii, dar și la domiciliul său. Acesta a fost reținut în flagrant chiar în momentul când descărca marfa de contrabandă. În tavanul vehiculului percheziționat, vameșii au depistat 10 de scutece, șampoane, absorbante, aparate pentru îngrijirea personală, încălțăminte, baterii și cabluri de interconectare, toată marfa fără acte de proveniență. Imediat după reținere, organele de anchetă au descins la domiciliul liderului grupării, precum și la 3 puncte de comercializare din capitală, unde au depistat alte mărfuri de larg consum fără acte. Printre acestea au fost descoperite și insecticide, care pot fi importate doar cu autorizații speciale. Verificările au avut loc și în magazinele și depozitele deținute de alți doi agenți economici, care comandau și primeau mărfuri introduse prin contrabandă de către suspecți. Și acolo vameșii au depistat cantități mari de mărfuri fără acte de proveniență. Valoarea mărfii confiscate ajunge la 4 milioane de lei. În caz de condamnare, suspecții riscă până la 10 ani de pușcărie. Cercetările continuă.